Trebuie să fim foarte atenți la căpușe, spun medicii. Acești paraziți de suprafață la om, accidental și la animale, preferențial, sunt foarte periculoși pentru că poartă și transmit foarte ușor boli extrem de grave, cum ar fi boala Lyme. Se găsesc în locurile cu iarbă multă, cu tufișuri, deci la iarbă verde, unde bineînțeles că toată lumea preferă să-și petreacă timpul liber, trebuie să fim atenți. Ce trebuie să știm? Că doar 20% din căpușe pot să transmită această boală, e un tip anume, Ixodes ricinii se numește, și transmiterea se face prin înțepare și injectarea unui microb, Borrelia burgdorferi, care dă boala Lyme, o boală destul de complexă și destul de gravă, care evoluează în 3 stadii. Stadiul 1, care e foarte ușor de pus în evidență, e stadiul de imediat după înțepătură, când apare o roșiață la locul înțepăturii cu tendință la creștere, se numește eritem migrator cronic. Dacă în momentul ăla se prezintă pacientul imediat după ce a fost înțepat sau după ce apar aceste manifestări, se prezintă la medic, se pot lua măsuri. Un rol important în combaterea căpușelor și nu numai îl au și lucrătorii de la salubritate, care periodic pun la cale acțiuni de dezinsecție.